Salut, prieteni, și bine ați revenit la Cariera cu Messi. Este momentul pentru prima mare finală europeană din cariera de antrenor a lui Messi. Finala Europa League. Îl întâlnim pe Super Ciolito în Parma Atletico de Madrid și încercăm să cucerim acest trofeu. Dacă vrei să cumperi jocuri digitale ori gift card-uri pentru PlayStation sau Xbox, ai link în descriere către site-ul Eneba cu super prețuri la o gamă variată de produse. În campionatul sezon mai șters, poate locul 10, poate 9... Nu prea contează, multă vreme și Højlund, după ce a fost accidentat, nu și-a revenit. Două luni pierdute cu Højlund au dus către, iată, un loc de jumătatea clasamentului. Dar suntem în marea finală Europa League și vom simula celelalte meciuri de campionat, unde căutăm și noi niște victorii, poate reușim să obținem niște puncte, să nu fim chiar pe 10. Batem pe Monza cu dublă Højlund. Acum, în momentul de față, a bubuit Danesu. Like dacă și ție îți place Højlund și crezi că poate va ajunge peste Holland în această carieră sau poate chiar e deja. Noi în top 5 goalgetteri, a pierdut timp prețios acolo în ianuarie și februarie, dar după aia s-a regăsit. Meci cu Genoa, 42 de puncte, trebuie să-i batem și băști. Haide, Højlund, Williams pe ei, 2-0. Și Højlund mai reușește încă o dublă, 4 bucăți în 2 partide. Despre asta vorbi, uite asta înseamnă. Asta n-am avut într-o parte a sezonului. Și acum golurile danezului ne-au urcat pe 9. Suntem sub Milan, sub Roma, dar acolo și-au făcut loc echipe ca Atalanta și Fiorentina în top 4. Iată că Fiorentina cucerește titlul. Este campioana Italiei Fiorentina în acest sezon. A făcut Fiorentina o echipă atât de tare. Și încă îmi plăcea de când erau Mendy și Williams, care acum sunt la noi, erau la ei. Cu aia n-au făcut atâta performanță cum au făcut cu băieții care au venit. Este și Roma care va fi în afara cupelor europene, Milan, posibil și ea. Noi am putea să intrăm în Champions League dacă îi vom bate pe cei de la Atletico. Sunt doar 2 zile de pauză acolo. Normal vom băga toate rezervele cu Sassuolo, nu mai contează. Băgăm copiii, băgăm toți copiii, nu joacă nimeni. Trebuie să-l batem pe Simeone. E Messi versus Simeone, cel mai tehnico-tactic duel. Iar aici o să intre toate rezervele. Tel cu Ol, la mijloc Medran, îl băgăm pe Vira. Băi, vrea pentru ultimul meci al lui Ramos, de fapt. Ultima partidă din cariera lui Ramos, care are în acest moment 1 sprint speed. Deci, el accelerează repede. Nu văd cât are la acceleration exact. 36. Accelerează repede spre 1 la sprint speed. Băi, n-ai cum, frate. Cum o fi un jucător cu... O să intrăm în meciul ăsta doar să vedem cum e să ai 1 la sprint speed. Pentru că mi se pare formidabil. Da, s-a glicit jocul și s-au resetat toate alea. Mi-arată trailerul. Nice jokey. Hai, mă. Hai, Ramos, atacă-i. Să sperăm că asta dispare pentru finală, că e super enervant. Ne-am luat gol de la Sassuolo, am înțeles. Vreau doar să văd cum aleargă Ramos, bă. Ia, uite-l. Practic n-alergă ea, dacă n-alergăm. A, da, se simte o diferență. Ia, cum îl va prinde pe Archer? Mie mi se pare destul de rapid. Aoleu, cum s-a aruncat. Ok, îi dăm jump to result în acest match. Ne-a bătut Sassuolo 3-1. Cu toate rezervele, era evident. Pe cât am terminat în campionat, aflăm acum exact. În acest sezon de Serie A suntem pe locul 9, peste Sassuolo, care deși ne-a bătut a terminat sub noi. Campioana Fiorentina, Lazio și Napoli, locurile 5 și 6, Milan și Roma în afara cupelor europene. Iar în Champions League, finala e Real-Liverpool, o reeditare, 2027 din nou Real cu Liverpool. Real trece de PSG 6-4, Liverpool de Bayern 2-1. Oricum, Milan nu e în cupele europene, ce să mai, PSG cu Rennes, finala Conference. Da, o nebunie în cupele europene, în Champions League, cel mai tare sezon de multă vreme, probabil. Finala Europa League, conferința de presă a lui Messi. Simeone probabil l-a luat la mișto la conferința sa de presă. Dar Messi e un om diplomat. Va da declarațiile bazate. O să fie la locul său, cum a fost în toată cariera de antrenor și jucător, mai puțin când s-a luat puțin de ei pe la mondiale. Acolo un mic derapaj Lionel Messi, dar rest, numărul 1. Iată-l calm și pregătit de acest meci. Atletico Madrid. Ce înseamnă Atletico Madrid? Oblak portar, 5 apărători, cum a obișnuit Simeone. Se apără cu toți. Cu Curea, Sule, Saliba, Consa și Hertruida.
Deci el are pe Sule, l-a luat pe Saliba toți băieții. Goreska de Paul Taylor. De Paul a venit apoi de la Napoli unde îl transferase. În față a dat bomba cu Osimhen. Și Ionel lângă Osimhen. Osimhen e un atacant de top. A dat o tonă de bani pe el, special să marcheze golurile pentru această echipă. Și lucrurile merg bine pentru Atletico. Noi, cum am obișnuit, în 4-3-3, cu un Højlund mai în formă ca niciodată, cu tripleta la 88. Toată lumea 88 în față. Cei trei magicieni care ne-au adus până în finala jucată în Germania. Pe stadionul lui Leipzig, Højlund trebuie să spulbere apărarea lui Atletico Madrid. Greu de trecut de toți băieții ăștia, o organizare chiar și la antrenamentul dinaintea meciului, la încălzire, se vede că Ciolo îi ține din scurt încă în 2027. Bă, nu jucăm la Köln. Ce frumos! Finala la Köln. Frumos rău de tot. Da, o locație tare pentru o finală Europa League. Plouă de rupe, dar ia uite trofeul ăsta. Bă, ăsta trebuie să ridică Parma, hai că poți. Uite ce cupă, ce înseamnă acest trofeu. Atletico a trecut de Wolves, Valencia și Sevilla. E Spania acolo pe partea dreaptă. S-au bătut între ei spaniolii. Atletico a fost cea mai tare și a ajuns până la capăt. Uite ce freză cu Curea. Tot rău de tot. Da, a rămas trainerul acolo. Mamă, haos. Da, jocul ăsta e cât de glicit se poate. E nemaipomenit. Lasă că să jucăm așa. Alea dispar odată ce faci pasele. Ia, hai să le facem. Ia. Și trupas. Deci pastea le-am dat gata. Și pac. Îți dai trupas. Nu e simplu. Ia uite. Ne omoară de Paul acolo. Deci ce facem noi în finala Europa League? Mâncați-și gura. Ca să dispară focul seria ăla. Aoleu, scapă Ionel, Enes Ionel. Ionel cu driblingurile. Osimhen. Nu, hai Osimhen, lasă-ne. Stai acolo cu minte. Nu știe dribling nici chiar așa. Gata. Haide, true ball acolo și s-a terminat. Hai în atac acum. Castro în față. Mingea către el, balon lung. Se bate acolo cu Saliba, care reușește degajarea. Oare dăm cu capul? Da, Castro. Højlund protejează, n-a reușit până la capăt. Nu, e Osimhen. Grijă, Osimhen vrea scărița. E cam visător Osimhen în această partidă, dacă crezut că așa îl face pe Târnovanu. Mingea la Castro cu ceva șansă. Aruncăm balonul, careu. Nu ne-a ieșit nimic nici nouă până acum. Un meci al bătăliilor. Dar Taylor, cine o fi? Jucătorul pe care l-a preferat acolo Simeone. E bine, ni l-au accentat pe Castro direct din minutul 20. Asta înseamnă Atletico Madrid. I-a dat la pachet Goreska cu ambele picioare, cu crampoanele lui Castro. Dacă e posibil așa ceva. Ia uitați-l ce face. Da, Castro din păcate atacat cât se poate de dur. Și fix argentinian, deci cum să faci un asemenea lucru împotriva unui conațional? Castro și-a revenit pentru că are atâta tărie de caracter în el încât va juca așa, bravo lui, dar se joacă evident la rupere. Leon Goreska avea o indicație acolo, n-ar fi intrat așa cu ambele picioare în față de nebun. Grijă la Ionel, e Gomes pe fază. Hai băieți, Zaire Emery. Sus la Castro. Julian Castro, nu-mi vine să cred că și-a revenit și iată, joacă în continuare. Højlund, haide Højlund. Højlund în careu, trage, dar prinde Oblak. Încă în 2027 rupe Oblak. Până când va juca la cel mai înalt nivel oare? Ionel dă cu cap. Dacă marca acolo Højlund, n-a fost un șut atât de bun. Este Taylor. Taylor oprit cu ușurință. Nu mi se pare cine știe ce jucător. Williams. Hai spaniolule. Zair. Este Di Lorenzo, se încearcă pasa, dar cu cei 5 apărători Atletico se ține bine până în acest moment. Ionel prea acolo din Ronaldo Ciop, imediat vine Gomes peste el. Avem viteză superioară. Osimhen este un atacant foarte rapid, dar are și cine să-l servească. Nu prea are om de pas. Griezmann a plecat de la Atletico, îl văzusem pe la Milan. Acum poate să o fi retras, că nu l-am mai văzut. Sau e pe banca lui AC Milan. Zaire Emery, Højlund, De Bruyne. De Bruyne, spatele la poartă. Mingea la Mendy. Mendy o centrează spre careva, dar a respins Cucu.
de Paul. Bravo, băieți, rezistăm. 0-0 la pauza meciului. O finală pe cinste împotriva lui Atletico Madrid. Cum putea să fie altfel dacă nu un meci fără goluri? Trebuie să găsim o portiță acolo, unde sunt cei 5 apărători, 2 șuturi în total. Și să găsim o breșe. Hai, Williams. De Bruyne pentru Williams, excelent. Williams îl driblează pe Oblak, nu șutează. Vine până la urmă încercare de centrare. Intervine cu Curea. Aproape că trecea de Oblak. Ce aproape a fost. Corner. De Bruyne va centra data trecută când a făcut. A venit o mega farfec acum. Lovitură de cap. Este un șut fix pe portar. Zamba a încercat. Taylor greșește pasa, hai băieți. Radu Drăgușin, nu. Minge slabă, mereu doi oameni în față, 2 versus 4, n-au avut șanse până acum să treacă. Di Lorenzo. Îl preferă pe Fernand Mendy mai avansat, este Zahir. Castro și acum pasa la Mendy, excelentă. Mendy către De Bruyne. De Bruyne, gol, bă, KDB! KDB deschide scorul final la Europa League. Omul în care a avut încredere Lionel Messi, veteranul echipei noastre, a venit să facă ordine, să ofere Parmei un plus de experiență. Și uite aici ce bine îi trimite un alt jucător foarte experimentat, Fernand Mendy. Este un șut plasat perfect de belgian și avem 1-0 în finala Europa League. Spre primul trofeu major al lui Lionel Messi ca antrenor. N-a câștigat Europa League ca jucător. S-ar putea să facă acum cu Parma ca antrenor, dacă nu cumva mai schimbă ceva Atletico. O echipă care n-a prestat prea multe, doar a stat în apărare. De Paul. Grijă contra lui. Bodyguardul lui Messi, acum împotriva lui Messi. Până la urmă, cum să joace împotriva lui Messi, pe care îl stivează atât de mult? Osimhen, izolat mereu. A lăsat Manchester United ca să vină aici. Nu pare că a făcut ce trebuia. Hoylund o ridică la Mendy. Mingea ținută în mână de Mendy. A luat-o cu ambele mâini așa, dar aparent e pentru noi. Îi furăm. Drăgușin. Mai dă, bă, Ghiulea. Drăgușin. Da. S-a învățat cu șuturile de la distanță. A nimerit și el unul odată. Ăla a fost. De Paul, extraordinar Zambolino. Hai, mă, hai pe ei. De Bruyne cu pasa cu stângul. Hoylund e în careu. Rasmus nu dă în ea. O face De Bruyne, incredibil. De Bruyne cu spate la poartă. Ce întoarcere a încercat. A învățat scheme de Ronaldinho. De Bruyne aici, mingea lui. Vine și șutul, oh, no. Mamă. Da, le-a zis Messi să tragă și iată că eu o fac, dar nu tocmai cele mai utile șuturi. Măcar față de Atletico, noi prestăm ceva pe plan ofensiv. Nici o schimbare la Atletico de Madrid. Oresca încearcă o minge lungă, n-au o șansă cu tactica asta. Messi evident mai bun din punct de vedere tactic ca Simeone. De Bruyne. Iarăși o execuție din partea sa. Respinge Oblak. Ar vrea dublă, ar vrea să o închidă. N-a reușit. Și rămâne să sperăm că nu se activează Atletico într-un punct al meciului. Până acum nu cred că marchează nici dacă jucăm 3 zile. Putem juca 3 sezoane numai unii cu alții și ei tot nu scriu. De Bruyne. Hoylund acolo, îl vede KDB. Hoylund, e gol! Este 2-0 și Parma este câștigătoare Europa League cu hipergolgheterul Hoylund. La un gol de recordul lui Falcao. 17 a dat Falcao în acel sezon magic în care a rupt Europa League-ul. Hoylund, din păcate, fără gol în ambele meciuri din semifinale. Are 16. El pornise în forță, s-a stins repede, mai are o șansă aici să legaleze măcar pe Radamel. Dacă pică de tot Atletico, cum pare, Di Lorenzo. E Hoylund acolo, care vrea recordul. Iată că se bate cu ei. Rasmus intră în careu. Rasmus, nu, a respins Oblak. Mingea la Zahir Emery. Toți îl caută pe Hoylund. Să-l aștept să-ți pulbere recordul. Nu s-a putut, n-au vrut.
luptă pentru omul de legendă al lui Atletico, Falcao, cu care cucereau Europa League în 2012. Acum departe de așa ceva, i-am distrus pur și simplu. Este Taylor, un gol de onoare, să pară că a fost mai echilibrat. Singurul om care a marcat este acest englez. De unde l-or fi pescuit și pe ăsta, nu mai contează. Parma cucerește Europa League. Am dus echipa asta spre glorie, spre UEFA Champions League în sezonul viitor. Ce nebunie! Acum, pentru noi, drumul la Parma ia un final așa, pentru că Messi trebuie să meargă mai departe la o echipă mai tare. Barcelona ar fi perfect. Barça s-a văzut pe 4 în grupa de Champions League și în campionat nu cred că au dus-o foarte bine, vom vedea în curând. Acum e moment de sărbătoare, vom ridica trofeul, chiar KDB, primul marcator și pasator decisiv. El e cel care ridică cupa asta. Parma a ajuns să fie câștigătoare de trofeu european. Singura echipă din Italia care reușește asta, un campionat astronomic, numărul 7, De Bruyne. Un ultim trofeu mare pentru el, probabil, în această carieră stelară. Și ochi în ochi se privește cu Williams, ridică cupa, bravo băieți. I-am spulberat pe Atletico, n-a fost misiune ușoară. Da mă tat, Drăgușin, câștigă Europa League, Târnovanu și el. 9 șuturi la 2. Am fost la plimbare în competiția asta. Am bătut tot în optim, în sferturi. Nu ne-a stat nimeni în cal. Parma chiar echipă de Champions League în acest sezon și cu echipă în creștere. Va intra acolo în următorul sezon, deși am terminat pe 9. S-a rupt 3 luni Julian Castro, săracu. L-am forțat 90 de minute. Nu știu ce-am zis, Medran, dar de rău aparent. L-am forțat acolo, s-a rupt 3 luni, dar măcar a câștigat Europa League. Și Ren câștigă Conference. Da, ăsta a fost, ce să mai. Hai să vedem cum a stat ca statistici cu băieții. În acest moment... Hoylund sigur a dat cele mai multe goluri, 32 de goluri în 46 de apariții. Urmat de Williams, 21 de goluri și 16 pase de gol. Un maestru acolo pe partea dreaptă, Julian Castro a contribuit și el cât de cât. De Bruyne cu 19 contribuții, magic la mijloc, peste Zaire Emery, peste alții. Sezon foarte bun, iar pe plan financiar, Castro e la 150 de milioane, este pur și simplu prea mult. Cine este Julian Castro totuși, al cuirii gen? Pentru că a crescut ca nimeni altul și a făcut o cotă monumentală. Ăsta e de vândut și de cumpărat vreo 3 jucători în locul lui și faci treaba mult mai bună. Se va retrage și Ramos, oare avem loc la Barcelona? Asta rămâne de văzut. Real Madrid, Barcelona mă! Da mă, da! Tiki-taka, Barcelona. Mamă, Barça trena pe 2 la Liga, Realul pe 4. Dar sezonul la prost de Champions League a fost fatal lui Xavi. Acum devine cu adevărat interesant drumul lui Messi ca antrenor. Noi o să ne oprim aici într-un episod mai scurt, episodul finalei. A fost un moment frumos pentru că am dus proiectul ăsta la un final. Parma arată chiar foarte bine, dar o echipă cu limitele ei, mai ales că financiar. Nu putem face atât de multe. Castro va fi probabil marele produs al acestei echipe, oare după ce vom pleca? Vor începe cei de la Parma să vândă, că ofertele vor curge pentru băieții aia trei din față. Poate și pentru Zair, poate cine știe, Gomes va fi căutat. O să urmărim atent și acest lucru. Aici se oprește acest episod și se termină acest sezon la Parma. Și acum începem drumul spre glorie cu Barça. Sezonul viitor va fi unul magic. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo. Cam atât de data asta. Pa, pa!